Așa cum ne-a obișnuit în ultima vreme, Uniunea Armenilor din România continuă seria manifestărilor culturale de marcă. Sala Garabeti Brăileanu de la Colegiul Național Roman Vod a găzduit vineri 3 martie lansarea romanului Copiii Războiului a cunoscutului om politic, dar și scriitor, Varujan Vosganian, președinte al Uniunii Armenilor din România. Despre cartea lui Varujan Vosganian au vorbit Constantin Neagu, scriitor și redactor șef al revistei Oglinda Literară din Focșani, criticul Lucian Strochi, Cornel Paiu, președintele Societății Culturale Clepsidra și scriitoarea Violeta Lăcătușu, membră a Uniunii Scriitorilor din România. Nu e o ocazie mai bună decât această zi, Ziua Mondială a Scriitorilor, ca sucursala Roma din România să organizeze această lansare de carte. Și eu vă mulțumesc foarte mult că ne-au numai sub prezența și de asemenea mulțumesc unui primar, Cean Micu, și am să vă prezint musafirii noștri, oaspeții noștri de seamă. Domnul Andrei Gheorghe Neagu. Este prozator, este publicist, este membru al Uniunii Scriitorilor din România, este fondatorul revistei Oglinda Literară și este cavaler al literaturii române. Vine de la Focșani. Domnul Lucian Strochi. Este profesor, este poet, este prozator, este dramaturg, critic literar și de artă, membru al Uniunii Scriitorilor din România și membru al Uniunii Artiștilor Plastici de România. Este directorul al revistei de cultură a Saki și este cavaler al ordinului Meritul Cultural. Domnul Corhan Pai. Domnul Sorche vine de la Pietrân. Cornel Paiu e rămașcan de-al nostru. E preot, e poet, prozator, pictor. Scriitorul Constantin Neagu, născut lângă Roman, a depănat amintiri despre anii de liceu în bătrânul colegiu Roman Vodă, mărturisind faptul că l-a impresionat acuratețea limbii române folosită de Varujan Vosganian. Criticul pietrean Lucian Strochi a subliniat faptul că romanul Copiii Războiului este unul foarte modern, care îl apropie pe autor de mari scriitori ai literaturii universale care au relevat în operele lor raporturile tată-fiu. Copiii Războiului este și un roman epistolar. Sunt 7 epistole primise și primite și din acest punct de vedere romanul este foarte modern. Este postmodern clasificat ca atare. Iar vehemența domnului, la propriu pe Varujan Vosganian, dacă tot s-au primite, de celebra scrisoare cadrului lui Franz Kafka, dar și
poate de unele scrieri ale lui Jean Constantin, pe aceeași temă a raporturilor tatăl și sigur, casca este un soi de menină. De ce? Pentru că același personaj, același tată, are doi fii. De unul în campania spre Est, victorioasă atunci pentru armata germană, și pe celălalt, în retrage. Interesant este însă că cei doi frații reușesc un teletransfer de nume. Președintele Asociației Culturale Clepsidra, preotul Cornel Paiu, în notele sale de lectură, a vorbit despre cele două personaje colective, Copiii și Război, la fel de tragice amândouă în opera lui Varujan Vosganian. Roman istoric în care se succed, privite în diferite unghiuri, din diferite unghiuri subiective, de sigur, mai multe generații socio-antropologice. Apropierea din titlu, dorit incitată, prin nefirescul propunere. Pe de o parte Copiii, personaj colectiv, pe de altă parte Războiul, alt personaj colectiv. Apartenența celor din tâi, ontologică, formatoare, la afirmata cauzalitatea celui de-al doilea necesită însă de slușit. Dialogul lipsit de arborescențe, însă foarte lucid. Paralela propusă este o inspirată metaforă. Cele mai inocente victime ale unui conflict armat, ale războaielor din toate timpurile, sunt fără doar și poate copiii. Autorul romanului Copiii Războiului, Varujan Vosganian, a mărturisit faptul că romanul său este în primul rând o carte a rănilor din vreme de pace, mai greu de vindecat, ce trebuie mai întâi deschise și abia apoi oblojite. Copiii Războiului încearcă să apropie aceste generații, personajele cele mai vârstnice, care sunt active, pentru că sunt și personaje care au aproape 100 de ani, da? Personajele cele mai active au aproape 70 de ani, iar cele mai tinere abia au depășit vârsta de 20 de ani. Există chiar și o asociere nostimă în care doamna Matilda, cea care la Acatis pomenea Uzina Republica, Camioane Brașov sau Arul Câmpulung, spunând că și acele au avut viața lor, ar fi suficient să vedem că ieșeau aburi pe coșuri, ca să vedem că aveau și ele un piept care trebuie să-l da. Îl întreabă pe un tânăr dacă își amintește de uzinele Republica. Nu știu. Întreabă, păi insistă. Dar Vulcan, dar semănătoare. Și tânărul spune, cred că e o stație de metrou. Toate lucrurile astea sunt menite în carte să arate că trebuie să mergem mai adânc pentru a înțelege lucrurile. Eu trăiesc într-o țară în care de trei generații nu a mai fost război. Cu excepția unei scurte perioade pe care probabil de aceea se rezolvă cel mai puțin, din decembrie 1989, în țara mea nu s-a murit de vreme. Dar atenție! Asta nu înseamnă că în țara mea nu au fost răni. Diferența dintre rănile din război și rănile din perioada de pace este că rănile din perioada de pace nu sângerează. Asta le face mai greu de lecuit. Copiii Războiului este cartea rănilor din vreme de pace. Pentru că ele nu sunt deschise și pentru că nu sângerează, sunt mult mai greu de lecuit. De aceea, spre deosebire de celelalte, rănile din vreme de pace, pentru a fi lecuite, trebuie întâi să fie deschise. Nu poți lecui o rană din vreme de pace, fără mai întâi a o deschide. Copiii Războiului este un șir lung de răni, de traume, care se redeschid în fața ochilor personajelor. Cititorul va spune dacă ele s-au lecuit sau nu. Și romanciera Violeta Lăcătușu a pomenit despre universalitatea cărții lui Varujan Vosganian prin vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România. Vreau să spun că este
care este vorba despre o carte mare din literatura universală, această carte, o carte mare din tema gravă și personajul memorabil. Acest personaj despre care s-a vorbit destul, este un copil al războiului, într-adevăr, cunoaște frustrarea, foamea, ajutarea, mi-amintește pe Lisa Berlinger, din Hoțul de cărți, din cartea de-a lui Zusa, care, de fapt, a trăit și aproape starea de a fi era foamea de care o îndura. Este un roman care, acum ceea ce nu s-a spus, sau ceea ce s-a spus și nu mai dau seama acum, de emoții, este un roman care ne arată rolul conjuncturilor în formarea sau deformarea unui caracter. Eroul principal participă la toate evenimentele importante din istoria contemporană. Varujan Vosgadian reușește să transforme istoria în mit, au susținut vorbitorii. Varujan Vosgadian însuși a vorbit despre cartea sa, care are un final deschis, romanul fiind unul care încearcă să apropie două generații, una a războiului și alta a celei de-a treia generații care trăiește în timp de pace. Copiii războiului este în același timp un roman istoric, religios, social, un roman de familie, psihologic, un roman epistolar, polițist, un roman de moravuri, dar și unul politic. Varujan Vosgadian, fost senator de Iași, actualmente este deputat ALDE, a fost ministru al economiei și finanțelor în perioada decembrie 2006-decembrie 2008 și ministru al economiei și comerțului între decembrie 2012 și octombrie 2013. Este prim vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România. A scris 4 volume de poezie, Cartea Poemelor Nescrise în 2015, volumul de novele Statuia Comandorului în 1994, pentru care a și primit premiul Asociației Scriitorilor din București, și romanul Cartea Șoaptelor în 2009, distins cu premiul Ion Creangă al Academiei Române.